Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purura și în vecii vecilor. Amen.
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete alături de Domnul și toate cele înăuntru mele în numele cel Sfânt al Lui. Bine ești cuvântat. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește!
să o dăm. Yeah.
pe cei bine credincioși. Doamne, să nu fie alăudare cu trupul
crucea Domnului nostru, Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și pentru lume, că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă și cât vor umbla după darul acesta, pace și miră asupra lor și asupra Israelului lui Dumnezeu. De acum înainte nimeni să nu mai facă supărare, căci eu port în trupul meu semnele Domnului nostru Iisus Hristos. Harele Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Celui ce ai citit. Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Cu înțelepciune vrem să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace în toate zilele înconjurat de slavă. Iar un sărac anume Lazar, care zăcea înaintea porților lui plin de bube, dorea mult să se sapure infărmiturile care cădeau de la masa bogatului, căci până și câinii venind lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul Abraham. A murit apoi și bogatul și l-a îngropat. Și în iad, ridicându-și ochii, el care era în chinuri, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. Atunci a strigat el și a zis, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și întindă vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis, Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar, asemenea pe cele rele, dar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și voi, este o prăpastie adâncă, întărită în așa fel ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, ori cei de acolo la noi, să nu poată să treacă. Atunci el a zis, te rog, dar, Părinte, să-l trimiți acasă la tatăl meu, căci am 5 frați, să le spună acestora, ca să nu vină și ei la acest loc de chin. Avraam i-a răspuns zicând, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Dar el a zis, nu, Părinte Avraam, ci dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Atunci Avraam i-a spus, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici chiar dacă
ar învia, cineva
pentru fericiții și bucurile pomeniții fi doi sfântă cașurile acestuia și pentru că și venirea mintea vorbiți părinți și frate noi de Dumnezeu creștini care o dintreți ca nici și pretinde. Doamne, miluiește! Cei
purura și în vecii vecilor. Că sunteți chemați și știți, care este cei chemați să rămână, că suntem credincioși și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Stăpânirea ta, totdeauna fiind păzit, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor.
Să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe fericiții și gloria comuniții, titele sunt răcașului acestuia. Pe alți titori iubitori și iubitori de sfinte răcașul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe ostași români, pe sute de tăcături de luptă pentru apărarea țării și slava Sfintei noastre biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei ce au dus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au dus vii sau adormiți, pe fiecare fătule său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soții, soții, pe fiecare părinte cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, dreptul celor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Mulțumim ce mă Cele celeste,
darul ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în prânsa Domnului, să ne rugăm. Mărturisim.
Oh,
este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Să te fericim.
slavă Doamne, de Dumnezeu, și-acum unura fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Domnului să ne rugăm.
s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Aleluia! Cel mai presus de ceruri și după omnicescul său jertfelnic, pentru miros de bunuria să duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată de sărăcită, sfântă, pace și fără de păcat de la Domnul să cerem. Pace, credincios, întâmplător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare, păcate și greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Și tu pocăința o să dârși de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la întricoșătoarea judecată lui Hristos să cerem. Și împărtășirea Sfântului Duh cerem între pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne prăducește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de o sârdă, să putezăm pace pe mare fire Dumnezeul cel ceresc Tată și a zice Oh.
pace Amen.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Între voi și noi există o prăpastie astfel încât să nu treacă nimeni de la noi la voi sau de la voi la noi. Iubiți credincioși, în această generoasă toamnă, Sfinții Părinți au rânduit a ne propune un subiect foarte delicat. După cum bine știți, cel mai viu subiect este cel despre moarte. Cel mai delicat subiect, tot pe acolo se învârte. Dacă despre moarte am mai vorbit și despre înviere, despre lucruri petrecute a Evei în timpul Mântuitorului, iată că acum Mântuitorul găsește o altă cale de a ne comunica. Și anume, ne vorbește despre moarte și înviere printr-o parabolă. Este singura parabolă care ne vorbește pe de-a dreptul despre lumea de dincolo. Și anume, spune Sfântul Evanghelist Luca, într-una din zile Mântuitorul, apropiindu-se, a zis pilda aceasta. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison și chefuia în fiecare dintre zilele vieții lui. La poarta lui era un sărac pe nume Lazar, care s-ar fi bucurat dacă stăpânul ar fi lăsat din fărâmiturile ce cădeau de la masa lui, dar nu avea parte nici de el. Chiar și câinii îi mingeau bubele, fiindu-i milă de el. Și a murit săracul și a fost dus în sânul lui Abraham. A murit și bogatul și a fost îngropat. Și a ajuns în iad. Și acolo a văzut de departe pe Lazar în sânul lui Abraham. Și s-a rugat de Abraham și a zis, Părinte Abrahame, fie-ți milă și lasă pe Lazar să vină să îmoaie degetul în apă și să-mi dea că nu mai pot, mă chinuiesc în această văpaie. Și atunci Abraham mi-a spus, fiule, adu-ți aminte că ai avut pe toate cele bune în viață, asemenea și Lazar pe cele rele. Și între noi și voi există o prăpastie, astfel încât nimeni, chiar dacă vrea să treacă de aici la voi, să nu poată, și nici de la voi la noi să nu o poată face. Atunci, bogatul a îndrăznit și a zis, Părinte Abrahame, atunci trimite pe Lazar în casa tatălui meu, căci mai am 5 frați, să le spună să nu ajungă și ei în această văpaie. Atunci Abraham a spus, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Și a zis atunci bogatul, nu, Părinte, dacă se va ridica cineva din morți, atunci vor crede. Și atunci Avram a spus, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nici dacă ar învia cineva din morți, nu ar crede. Iubiți credincioși, ne aflăm în fața unei situații foarte delicate. Nu este vorba de un fapt de viață, ci mintea noastră trebuie să treacă dincolo. Ca să treacă dincolo, trebuie să fim foarte, foarte subtili. Eu, unul personal, am încercat să trec în fața dumneavoastră dincolo, pe tărâmul celălalt să vă spun câte ceva ani de zile. Dar iată că în noaptea aceasta, mi s-a deschis o nouă perspectivă de a vă spune ceva. Eu noaptea mă mai trezesc, mă mai aduc aminte de unul, de altul, mai e câte un frate, câte o soră care mai dă câte un mesaj, mai răspund la câte un mesaj așa de noapte, astea de noapte sunt mai importante decât alea de zi. Acum, bineînțeles că cei care mi-ați dat acum vreo 3 luni mesaje și n-ați primit decât un răspuns, și uite, bă, ce face asta noaptea și pe mine m-a uitat. Nu e așa. Cine îți dă într-o disperare un mesaj noaptea, înseamnă că are nevoie atunci, noaptea aia de rău. Restul pe ceilalți vă știu și știți și dumneavoastră mă știți pe mine și aveți dreptate. Și mă uit la ceas și era 3:59 de minute. Și mai stau puțin să caut un mesaj, răspund și mă uit la ceas și era 3:00. Adică în loc să o luăm înaintea, am luat-o înapoi.
Am mulțumit Dumnezeu că am ce să vă spun în dimineața aceasta. Coroborat cu faptul că eram acum vreo câteva luni de zile în avion și veneam dinspre vestul Europei către casă, am văzut, era o oră de dimineață, și am văzut cum de la 12.000 de metri înălțime se cam îngustează pământul, așa începe să arate cu ceea ce este el de fapt. În mintea noastră pământul este plat. În mintea noastră există numai hartă. Nu, este planul globului care ne-a învățat câte ceva și de la el lipsește câte ceva. Dar am văzut așa puțin cum se duce ca într-un obiectiv de ochi de pește, se rotunjește puțin pământul și vedeam că până la o anumită linie vag delimitată era lumină, apoi încet, încet dispărea lumina și începea în partea cealaltă întunericul. Eu mă duceam către întuneric pentru că acum chiar dacă se va lua în considerare sau nu se va lua în considerare Brexit-ul, să știți că Greenwich-ul rămâne tot acolo. Ora zero tot de la frații se dă. Și eu mă îndreptam către GMT plus 2. Acum, în termenii pe care o să vi-i povestească probabil nepoții, dacă mai știu să citească câte ceva, este vorba de median 0, care este Greenwich, și la noi plus 2. E, până azi dimineață, la ora 3:59, eram GMT plus 3. Ora de vară. De ce? Să păcălim întunericul. Am tras cortina mai încoace. Poate n-ați înțeles de ce în 1979 s-a făcut această năzlăvărie, să trecem de la o oră la alta, ca să folosim mai mult lumina soarelui. Și o să vedeți culmea că și acum, când ne-am dat înapoi, o să folosim mai mult lumina soarelui. Tot pentru lumină este această împărțire, frații. Lumina este înviere. Lumina însă face diferența între cele două lumi. Și dacă Mântuitorul ne spune clar că chiar dacă ar vrea cineva să treacă de la noi la voi, sau dacă vrea să treacă de la voi la noi, nu poate face, să știți că acest lucru așa este. Dar trebuie să ne înțelegem de ce. Și o să spuneți, bine, bine, dar cum adică dacă cineva vrea să se milostivească de altul, da, să o facă atunci când regulile jocului sunt valabile, să o poată face. N-a zis Sfântul Apostol Pavel că cine se luptă, dacă nu se luptă după regulile jocului, nu ia cu lună. Dacă a trecut vremea și s-a închis, nu mai putem să trecem așa de colo-colo. Mie mi-a fost îngăduit să vin cu avionul, pentru că încă Dumnezeu mă ținea în lumea aceasta. Și am putut să trec dintr-o parte într-alta. Chiar îmi spunea cineva, zice, mă duc în Toronto. Zice, trec oceanul, una alta. De unde le zic că vin? Acum vă imaginați că să-i spui că ești de România? Nu știu dacă ăla știe tenis și a auzit de Țiriac sau de Năstase. Nu știu dacă s-a uitat la un campionat de gimnastică până anii 70-80. Dacă știe de Nadia Comăneci. Nu știu dacă este microbist și știe de Hagi. Să-i zici de România înseamnă că îi zici degeaba. Zic, frate, când te duci acolo, cum dai ceasul, înainte sau înapoi? Că eu știu că mă duc la Paris sau la Madrid, dau cu o oră încolo, încolo. Zice, păi, dar îl dau înainte, înapoi. Da? Înainte îl dau. Zic, înseamnă că tu, când te duci acolo și te întreabă, să zici că vii din viitor. Că noi suntem cu 7 ore înaintea lor. Deci vin din viitor. Fraților, a ne împărți în categorii, tu ești de-a stânga sau de-a dreapta, trebuie să o facem de aici. Și atunci mă gândeam eu astăzi la Sfânta Evanghelie când citeam, cum adică cineva nu poate să treacă dintr-o parte într-alta? Păi nu poate să treacă. Imaginați-vă un contemplativ căruia îi place așa, în termenii ăștia mai moderni, ca să mă înțelegeți, ținuta zen, adică își aruncă așa un punct. Contemplă. Dacă vine cineva și zice, băi, ți-a luat casa foc. Nu, facem altă. Și merge mai departe. Un contemplativ așa, pentru el, raiul este cel pe care îl avem în accepțiune toți.
O, frumos, liniștitul. Imaginați-vă acum un rocker care face fapte bune pe pământul ăsta, care este un altruist, care este un tip minunat. Când aude că cineva are necaz, imediat sare, face, ajunge în rai. Păi dacă ajunge în raiul ăla cu muzică lină și din când în când câte un zgomot, credeți că se va simți bine? Nu. Eu cred că în casa tatălui meu, locașuri multe sunt, așa zice Mântuitorul, sunt locașuri pentru toți. Și nu poate să treacă unul dintr-o parte într-alta. Adică, nici măcar cei care sunt în rai nu pot să treacă în bucuria raiului pe care altcineva o constată altfel. Pentru mine, de exemplu, vă spun acum și din casă. Părinții socrii care stau la Pitești au fost invitați pe aici, mă rog, acum după o anumită vârstă ne mai doare câte o mână, una alta, hai să facem câte un tratament. Ei, când m-a văzut mama soacră, veneam acasă jumătate de oră, plecam, veneam, iar aduceam. Ce, auda, așa faci tot timpul? Da. Aole, eu n-aș putea, zic, eu nici n-aș putea cam ata. Așa că te înțeleg foarte bine. Este vorba de un mod de viață. Despre acest mod de viață vreau să vă spun. Și anume, acum să intru într-adevăr la adânc. Ce face prăpastie între oameni? Că de fapt ăsta este subiectul, ce să mai zicem de colo-colo. Am văzut că prăpastie între oameni o face lumina versus întuneric. Chiar se spune că un om de succes este acela care face pace cu tot ceea ce îi se oferă. Celălalt om se zbate că de ce mi s-a întâmplat mie asta? Sau de ce n-am ajuns decât aici? Sau de ce n-am făcut lucrul tare? De ce nu sunt și eu ca X sau ca Y? Și își pierde timp. Își pierde timpul, crede că la un anumit nivel definiția despre un anumit lucru este un dat comun și trebuie să fie ca el. Nu. Trebuie să fim ca noi. Ca să nu avem prăpastie între oameni, trebuie să știm ce îi place celuilalt. Și acum imaginați-vă că la taina cununiei vine cineva care este așa meditativ, cum v-am mai spus, și se însoțește cu un metalic rock. Ce credeți că se va întâmpla? Dacă cel meditativ vrea să facă din rock liniștit și rockerul vrea să facă din meditativ un rocker, eventual să-i mai pune și ceva ținte pe el și să danseze toată ziua, cu siguranță că vor greși amândoi. Bineînțeles că la începutul începutului toată lumea crede că îl iau pe ăsta și îl schimb, îl dau după mine. Fiecare are în spate cel puțin două, trei neamuri care de susținători și dă aplaudaci. Băi, ce l-ai făcut cu ăsta? Nu asta este strategia de viață. Strategia de viață este să-l înțelegi pe celălalt și când ajungi la un nivel și mai înalt, îți dai seama că nu să-l înțelegi pe celălalt trebuie, ci să-l accepti pe celălalt. Și de atunci te vine pacea. Îl înțeleg. Chiar dacă cineva vine de neam, că știți acum, neamul e neam, că trebuie să zice că omul își alege soțul sau soția respectiv, dar rudele ți le dă Dumnezeu. Rudele ți le dă Dumnezeu și trebuie să fii foarte atent. Și aș spune, băi, dar ce faceți? Că ăsta vezi că l-am văzut pe la într-un bar, cu tare. Ce-o problemă? Ce-o problemă? Am înțeles, nu trebuie să fie nici ca tata, nici ca bunicul, nu, trebuie să fie ca el. Și chiar este foarte important ca atunci când ne însoțim cu cineva să îl respectăm pe celălalt până a nu mai încerca niciodată în viață să-l schimbăm. Acum, schimbarea o va face celălalt nu la inițiativa noastră. O va face cineva numai și numai iubindu-l pe celălalt sau de dragul cuiva. O schimbare nu poate face nimeni decât dacă iubește dragul pe cineva. Apropo, cred că dimineață totuși am lăsat niște sticle de apă goale la mine la pat. Am vrut să bag în noptieră trei cărți din care mă mai delectez din când în când, nu am făcut-o nici pe asta. Și laptopul era deschis și tableta, mă rog. Dar soția mea știe că se chinuie de ani de zile, să tot îmi spună că am putut să face, când vin acasă de găsesc, bineînțeles, așezate. Dar în mintea mea, să știți că a existat dorința
Să fac așa cum ar vrea ea să găsească. Nu mi-a ieșit azi. Poate mâine, poate poimâine. Vă voi spune vreodată dacă am reușit. Dar să știți că mă străduiesc. Mă străduiesc pentru că mi-am dat seama că încet, încet se străduiește și ea să mă accepte așa cum sunt. Bine, nu e nimănui comod să tot îi spui celuilalt să facă și el să nu facă. Dar eu măcar am recunoscut lucrul ăsta în fața mea asta și cred că se ia act de lucrul ăsta. Vreau să vă învăț un lucru din această situație. Să nu ne mai propunem să-l schimbăm pe celălalt, ci să ne propunem să luăm lucrurile frumos. Partea frumoasă a lucrurilor. De exemplu, astăzi de dimineață mă tot gândeam și dar ori fi înțeles oamenii că de fapt noi suntem oamenii zilei, dacă s-a schimbat ora, ori fi înțeles. Acum, când este partea cealaltă, e foarte simplu. În martie, bineînțeles că se dă ora așa și trebuie să vii mai devreme și s-a terminat. Nu era problema. Acum era problema așa. Mă zic, eu mă duc la ora la care mi-am propus-o, dar dacă cineva pe care l-am chemat la ora X nu și-a dat ceasul să mă aștepte o oră degeaba, și atunci mi-am luat canonul și zic, frate, am venit cu ora de ieri. De ce? Ca să înțeleg pentru mine lecția că nu trebuie să-i schimb pe oameni, să-i fac la fel de meticuloși cum sunt eu câteodată, să-i fac la fel de nesomnoroși cum sunt eu câteodată, ci pur și simplu să-i iau pe oameni așa cum sunt. Dar să știți că am avut marea bucurie să constat că oamenii deja au învățat lecția. Și mi-au oferit și mie o oră de rugăciune aici, ca să mă ocup și de ale mele și de ale celor pe care îi așteptam. Iubiți credincioși, foarte important este să înțelegem că prăpastia dintre noi nu o sapă altcineva, ci noi. Noi o săpăm. Am întrebat pe cineva de ce nu se împacă cu părinții, să zicem. Păi da, pentru că ei o țin pe-a lor. Zic, și vrei să-ți răspund și eu, și tu o ții pe-a ta. Hai să ne găsim undeva la mijloc, pentru că dacă fiecare o ține pe-a lui, este ca și când eu sap într-o parte, ăla sapă din altă parte și încet, încet se face o prăpastie mare. Asta e prăpastia de care a zis Mântuitorul, că între noi și voi este o prăpastie și la un moment dat, chiar dacă vrea cineva, nu mai poate să o mai treacă. Pentru că atunci când se încheie, intrăm în alte etape. Foarte important este să ne trezim la bună vreme. Să vedem care sunt regulile jocului și să știți că diferența dintre oameni o face modul în care știm și mai ales să percepem lucrurile. Se spune că odată un subaltern se duce la șeful dimineață în birou, foarte speriat așa și transpirat, și șeful, șeful, zice, azi noapte v-am visat. Și cum era? Zice, acum trebuie să vă spun că dacă am apucat, e destul de greu. Zice, eram dincolo. Cum adică dincolo? Adică pe lumea înaltă. Cum? Și zice, eram în iad. Bă, tu glumești? Zice, nu. Și eu unde eram? Zice, erați în cazanul cu zmoară. Dar tu? Zice, eu tot slugă, băgam în foc. Diferența asta între oameni o facem tot noi. Dacă știm că suntem slugi, măcar rămâne la categoria de slugi. Dacă vrem să fim și cu partea de slugi. Dacă vrem să fim șefi, așa, și să avem călduri când e frig afară, s-ar putea ca dincolo să fie altfel. Să fie călduri cât de cald afară. Asta zic că pentru noi cel mai important lucru, când ne-am întâlnit cu ce a zis Mântuitorul despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar, este să învățăm câteva lucruri. Și anume, că bogatul nu avea nume, ori săracul avea. Adică, săracul era de la a fi și bogatul avea de la a avea. Și iată iar lupta între a fi și a avea. Cel cu nume zice, cine ești? Păi, sunt Lazar. Celălalt, când l-a întrebat cine ești, n-a răspuns nimeni. Ce ai? Păi, am porfiră și vison, am prieteni, am mese întinse, am cutare. La întrebarea a fi sau a avea, ne propunem să răspundem la sfârșitul veacurilor. Aceasta este problema și cred că ne-am lămurit complet
vis-a-vis de rolul pe care îl avem acum în viața aceasta. Pentru că prăpastia o facem sau nu o facem de aici. Dincolo găsim exact ceea ce facem aici. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să găsim pe Avraam și să ne bucurăm în sufletul lui, așa cum zice expresia frumoasă despre lumea de dincolo, și să vedem numai lucruri frumoase și aici și dincolo. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați. Bine este cum întoarce ce bine într-un numele Domnul, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat Doamne, și mărturisesc că tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care dintre lume sunt mântuiești și păcătoși, dintre care cel din plin sunt eu încă. Cred că acesta este prea curat trupul tău și acesta este cinstit sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și iartă-mă și de cele de voie și cele fără de voie. Cele cu știință și cu neștiință și mă vrencește ca fără de o sângă să mă puteți prea curat în care taină, spre păcatul de pe viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină astăzi? Fiul lui Dumnezeu părtaș ne primește, căci nu vă spune vrășmașilor pe taina ta, nici să vă rămâne ca ducea, ci ca tâlharul lui Sfântul Sfântie, pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sfântă să fie în împărtășirea Sfintelor care taine, Doamne, și că tămădirea sufletului și a trupului. Amin. Moștenirea ta. Și ție slavă până cer.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și vremea și în vecii vecilor. Cu pace să Domnului să ne rugăm. Binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce deși sub tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează, Măsăinea ta, Sfântul și cei care păzești-o, sfințește pe cei ce iubesc pe Doamna Casei tale, tu pe aceștia îi preamărești și dumnezeiască puterea ta și nu să pe noi cei ce deși sub tine. Pace lumii care dăminește, bisericilor care, preoților și poporul tău, că de dădarea cea bună și Doamne de Sfântul și de Sfânt și este pomenirea prin Părintele Dumnezeu. Și ție slavă și mulțumim și plăcere înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Care naște binecuvântare, adevărul luminor, pentru aceasta vigilat, cu smerenia plăcere înalte, cu sărăcia plăcere bogate, Părinte ierarhii sfărare, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, cel ce ta, și ai promis pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și rana noastră, care pe cei de etnie și de zanii care erau Babilon, din însuțenice, i-a arătat pe frumoasă că pe cei grăniți se poate desfătări, însuțindu pe Duhul Împărat și aceste semințe cu multe feluri de roade, să ne binecuvintează și sfințește pe cei ce îl sunt zânsele, căci acestea sunt slava ta și să chizia Sfântului Ierarh Nicolae, s-au pus rezele de zăbitări. Plânsă și spune că este cu dreapta pe vință. Și dăruiește unul celor ce au plătat cinstea și celor ce săvârșesc omenirea, toate cele ce au plătat cinstea și au plătat celor veșnice. Pentru că ține prea curată din termenii cuvântate, stăpâne Ioastră de Dumnezeu născătoare și curea Fecioarei Maria, cea tuturor Sfinților care din grea au venit în Dumnezeu, că s-a binecuvântat în numele Său, s-a preaslăvit Împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și pururea și în vecii vecilor.
Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și întru tot dăugașul apostol, ale Sfântului Ierarh Nicolae, Cotitorul Sfântăcașului acestuia, pentru rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur, Episcopul Constantinopolului, a cărui sfânte împuchie am sfârșit, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Zenobie și a surorii sale Zenobia, a Sfântului Apostol Cleopa și a Sfintei Ucenițe Alipia, a propusul și astăzi, pentru rugăciune Sfinților, Dreților, Dumnezeiștilor, Părinților, atunci Angelii tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni Fiul Dumnezeu, iubește-ne și ne mântuiește pe noi.